Salutare, am înțeles că ai avut o problemă cu serviciul vamal de la Chișinău, probabil de la oficiul poștal de la gara feroviară, că mi-amintesc că acolo ridicam și eu colete și tot mă puneau să plătesc taxe. Povestește întâmplarea. Am trimis un colet din China, Ai trimis o sau ai să primit? o am trimis și am primit. A, în sens Pe toate că care face n-am asta în primit. mod curent. Da, am găsit o companie care trimite colete direct din China. Eu le am trimis tot banii, îmi cumpără produsele, apoi mi le trimit mie. Ce am avut în pachet erau haine și încălțăminte. Nu era în cantitate comercială, era doar pentru uzul meu personal. În pachet erau haine de brand, eu le-am găsit mai ieftin și am văzut că la noi, în Moldova, ele costă mai scump. Am cumpărat de acolo fiindcă sunt mai ieftini și pe mine sunt fie că ești sărășie și inflații, mi-e să mai bine să cumpăr de acolo cu un preț mai ieftin decât să plătesc mai mult aici. Adică sunt companii, Îți ei ieșea plătesc până impozit. acum, la coletul ăsta te-au pus să plătești taxe vamale. Da, Și înainte au trimiteam explicat, au colete. invocat motive legale. Au invocat un așa zis motiv legal, au spus că doamna de la Vamal, lucrătoare, a spus că noi avem 6 metode de verificare a prețului. Una dintre dânsele este să căutăm produsul pe internet, să aflăm valoarea lui originală, apoi să aplicăm 35% din suma totală. Dacă era un produs, de exemplu, dacă suma total calculată prețurile care le-au găsit pe internet era de 1000 de euro, îi aplicau 35%. Asta e 350 de euro din 1000 de euro. Și în cazul tău așa a fost, da? Au estimat coletul la 1000 de euro și îți cer 350 de euro. Altfel? Eu reușit să estimez doar o pereche din încălțăminte, dar ei mă rugau pe mine să le arăt imagini cu valoarea fiecărui produs. Dar înainte de asta îmi cerau dovadă de plată că eu am plătit, n-am plătit 10 dolari pe încălțăminte, dar am plătit 100. Dar cum să le arăt așa informații din aer, inexistentă? Ei asta îmi cereau. E ridicol. Eu tot ce aveam la mine era extrasul bancar și un screenshot de pe site-ul care am cumpărat produsele. Atât. Alte informații nu pot să fabrichez ori să le arăt lor. Ei îmi cereau mie să le fabrichez informații ca Păi și mai pe extrasul urmă să. bancar spune despre suma totală, nu vorbește despre fiecare produs în parte, în mod normal, pentru că nu e un bon fiscal desfășurat. Și acolo Eu scrie știu suma că, totală, cât ai plătit pentru... da, suma totală. La fel de și pe alți site-uri. Dacă era alt site, arăta în total, nu arăta fiecare produs. Dar ei doreau fiecare produs, ca un cec bancar. Am fost și la șef, așa mi-a spus că așa v-a spus că eu când mă duc la numărul 1, mi-am dă un cec. Și acolo scris fiecare produs și fiecare cost. Asta a fost screenshot-ul, dar nu e un bon. Dar el nu era un bon. Asta e imposibil să fie arătat într-un extras bancar. În toate extrasele bancare arată doar suma totală cât a fost transferată. Atât. Bun, și care-i planul? Ai încercat să vorbești cu șeful, să ajungi la șeful serviciului Vamal, eu știu la cine să mai... Am fost la ora 9 acolo, am pierdut doar timpul. Am intrat, am ieșit, am fost și acasă, am scos la Xerox screenshot-urile și extras bancare, le-am arătat, a spus că valoarea asta e prea mică. Ea a spus că lucrătoarea, băieții l-au deschis, s-au uitat și au văzut că încălțămintea asta nu costă 10 dolari, dar costă 100. După asta n-am stat pe gânduri și m-am dus la șef. Șef a spus că e de acord. Șeful a mai spus că screenshot-urile astea de pe site-ul ăsta nu valorează nimic. El mi-a spus mie că eu poate le-am zis la chinezi ca ei schimbi prețurile. Cum eu pot zic la o Negociați ca companie la să schimbi piață. prețurile? Da, ca la piață. Bun, și care Și crezi că e soluția? Ce ar trebui să se întâmple? Și care e planul tău?
Vreau să mai adaug. Ei i-au refuzat extrasul bancar, au spus că asta poate pentru altceva, au refuzat și screenshot-ul, dar legea spune că astea sunt dovezile care eu să le arăt lor. Ei le-au refuzat. Ei au invocat că asta valorează mai mult. A dat, eu le-am luat produsul este la reducere. Deși eu am plătit un preț care eu l-am plătit. Ei trebuie să mă taxeze pe dânsul, nu că cum ei au văzut. Dacă e folosit, dacă e l-am cumpărat la minus 90%. De ce mă taxează la 100% din preț? E mafie, și pot spune. Vor numai bani. I-am pus cuțitul la gât și cer bani de la mine. Păi stai un pic, cer să plătești taxe vamale sau cer taxe ilegale? Taxe vamale. Taxe vamale Taxe înseamnă că vamale nu era cred vreo că e 20 mafie. de... Încearcă să adune bani la buget, că e criză, e nevoie. Credeam, e adevărat că asta poate să încurajeze pe unii să zică, bine, hai că îți dau și ție o parte din bani, știi? Poate de asta sunt atât de exigent și negociază ca la piață. N-ai simțit asta. Care Dar vrea de la tine să emituiești. legea spune să le arăt dovezi. Asta și-am făcut, dar ei le refuză. Spun că nu-s Ei bune dovezele. companii. Am înțeles. Și Da. ce efect are asta? Nu o să mai cumperi din China, o să cumperi de la piață, da? Da, pe lângă asta au spus că la persoana care am cumpărat nu era bună, fiindcă ei așteptau să cumpăr, nu știu, de la AliExpress, de la o companie. Dar eu n-am cumpărat direct de la vânzător. Eu am dat banii la o companie ca ei să cumpere de la vânzători mai mici pe site-urile chineze. Pe site-urile chineze nu poți plătesc cu cardul meu străin. Trebuie o persoană din China care are un card chinez. Asta e tot. Am scris cerere de chemare la audiență la directorul adjunct la serviciu VAMAL și la directorul general. Încă n-am primit răspuns. A trecut o zi, dar încă n-am primit răspuns. Într-o zi, normal că nu răspunde nimeni, da. Deci vrei să vorbim despre cazul ăsta, să mediatizăm faptul că storc apă și din piatră seacă, da? Bani vor chiar și din produsele cumpărate din China la ofertă. Pentru că sunt de firmă sau cum sunt, de brand Da, internațional. a deschis cutia, a văzut că am încălțăminte în ochi și a spus că astea nu costă 10 dolari, astea costă 100. A deschis o fereastră, a căutat Nike Air, a căutat modelul și a văzut prețul. Apoi a spus, m-a chemat pe mine și mi-a spus, ia uite, vezi, nu costă 10, dar costă 100. Dar și eu n-am treabă cu asta, ei le costă 100 în America, la Diferite dau. magazine, prețuri diferite, da. Da, Poate din diferit, sunt China ele sunt diferite prețuri. contrafăcute, nu sunt neapărat chiar de Da, brandul ori cel. poate să fie mai ieftin, ori poate să fie mai ieftin, dar dovezile nu are nicio relevanță, fiindcă eu cu prețul care am plătit, tot trebuie să mă taxez, nu cu și preț vor ei, cu mofturile lor. Am înțeles. Bine, și nu vrei să spunem cum te numești, vrei să rămână plângerea asta, Da. sesizarea asta anonimă ca să nu ai consecințe. Până la urmă am refuzat de pachet, acum să fie trimis înapoi în China și degrabă îl voi trimite, nu știu, la o rudă din Italia, ori Germania, fiindcă țara europeană acolo nu e ca la noi, în țară din lumea a treia, unde se încalcă drepturile omului. Chiar și după reformele, așa a zis reformele astea. Eu sper că mai departe să ajungă chiar și la președinte, ori la un deputat din Partidul PAS, că eu mă gândesc că degeaba i-am votat dacă nu mă ajută. Și am observat că și acum se schimbă legea, vor să scadă limita neimpozabilă de la 200 de euro la 150. Deci Deci o să fie condițiile încă mai drastice încă mai și rele. se termină cu comerțul cu China. Da? Am înțeles. Omule, mulțumesc pentru încredere, pentru relatare. Sper că mediatizarea o să ducă la schimbare și schimbarea să fie așa cum aștepți tu. Eu sper cât mai multă lume să vadă acest videoclip, fiindcă
cum îi oprește vama pachetele astea. Singura soluție e să refuză pachetul, ori să plătească în aloc, ori Da, taxe taxă manuală. vamale, da. Sau Dar e dacă pentru refuzi pachetul transport. și el se întoarce, rămâi cu marfa plătită, doar atât, da? Da. Asta e. Bun. Doar că unicul minus că îți pierd bani pe livrare. Asta e cel mai rău. Și timp, și nervi. Da, îmi pare rău. Mulțumesc, noroc. Noroc.